Femeie de 31 de ani dintr-un oraș din Vrancea îi acuză pe polițiști că au bătut-o fără motiv într-un bar din localitate. Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere a localului, se vede cum femeia a fost practic scoasă afară de păr de un om al legii. Victima spune că discuta cu un amic pentru a au ajutat să-și facă acte de identitate. Când au venit peste ea, mai mulți oameni ai legii care au înjurat-o și au luat-o la bătaie. Polițiștii se apără și spun că femeia a practicat de fapt prostituția și nu este pentru prima dată când este prinsă în fața barului. Parchetul a deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat. Un ofițer de